Iubiții Domnului, voi vorbi după masa aceasta despre o familie. Voi vorbi despre doi oameni care n-au avut copilărie. Doi oameni care nu au avut părinți. Doi oameni care nu au avut prieteni. Doi oameni care au fost direct maturi, cel puțin în trup, și doi oameni cu care Dumnezeu vorbea. Voi vorbi din Geneza, capitolul 3, în după masa aceasta. Și dacă mă întrebați de ce am ales să vorbesc despre această familie, pot să vă răspund foarte simplu. În primul rând, Dumnezeu în după masa aceasta vrea să ne dea niște răspunsuri. Dumnezeu vrea să ne dea rezolvare în după masa aceasta. Am ales să vorbesc despre această familie pentru a vedea intenția diavolului. Pentru că diavolul știți unde o lovit prima dată, în familie, știți unde lovește diavolul astăzi, în familie, pentru că diavolul vrea familii distruse. Diavolul vrea familii destrămate. Știți de ce lovește în familie? Pentru că după ce o lovit în familie, imediat lovește și unde? În biserică. Știți de ce? Pentru că biserica ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi, cei care suntem aici, suntem miriasa lui Hristos. Și într-o zi, Dumne Hristos va veni pe norii cerului după miriasa lui. Și știți ce vrea diavolul? Și slavă Domnului că nu reușește. Diavolul ar vrea ca așa cum vine Hristos singur, fac o paranteză, Îngeri, dar pe ea nu-i luăm în calcul. Așa cum se coboară Hristos din cer singur, ca să-și ia miria asta, diavolul așa vrea să se ridice înapoi la cer. Dar slavă Domnului că nu se întâmplă așa. Slavă Domnului că eu, tu, ești de mână cu cel care te-a creat, cu cel care vine după tine, Domnul Isus Hristos. Însă diavolul se luptă, se luptă să-l împiedice pe om să se înalțe la cer împreună cu Hristos. După masa asta, dragilor, despre asta aș vrea să vorbesc. Și vreau să clarificăm de la început un singur lucru pentru a putea merge mai departe. În primul rând, păcatul n-a început pe pământ. Păcatul nu a început pe pământ. Originea păcatului este într-o ființă angelică. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El a creat pe îngeri. Și acolo, între îngerii ăia, era un înger plin de frumusețe, plin de înțelepciune și îngerul ăsta face ceva ce, din păcate, și noi oamenii mai facem astăzi. Nu-și cunoaște limitele. Pentru că Dumnezeu l-a creat și i-a pus niște limite. Omul îngerul ăsta vrea să facă un pas peste. Și Dumnezeu îl pedepsește împreună cu toți cei care s-au unit cu el. Și ajunge pe pământ. Și când a ajuns păcatul în grădina Eden, deja era bine închegat, deja era bine născut. Mesajul din dupămasa aceasta are următorul titlu. Păcatele din grădina Eden. Când am studiat textul acesta, prima dată am predicat în urmă, în 2019. Mi-am luat schița și mi-am dat seama că nu trebuie să zic atâta. Mi-am dat seama că trebuie, unele lucruri trebuie să le îmbunătățesc. Și după biserică, probabil unii m-ați văzut, am luat-o la fugă și m-am dus că n-am terminat încă predica. Dar trei lucruri vreau să enumăr în, după masa asta, înaintea dumneavoastră, și să veghem asupra acestor trei lucruri. Pentru că spuneam la un moment dat noi oamenii avem uneori această problemă să nu ne cunoaștem limitele și ne dorim să sărim peste. Asta s-a întâmplat cu acest înger și a ajuns ce noi astăzi numim diavolul. Mă gândeam la un moment dat, vedeam pe Facebook tot felul de filmulețe mici cu cei care, uh, care sunt psihologi, uh, au studiat psihiatria... Uh, și fac tot felul de întâlniri cu titlu Descoperă-ți abilitățile, descoperă-te cine ești. Și la un moment dat, mă mai gândeam și eu, serios, chiar dacă nu știi cine ești. Și mi-am dat seama că oamenii ăștia au dreptate. Pentru că noi de atâtea ori facem anumite lucruri și nu știm până unde să le facem. Muncim până cădem în cap, când Dumnezeu a pus o limită. Și omul care muncește prea mult, să știți că e păcat. E păcat și să nu munți, muncești. Adică să nu mănânci, așa spune Scriptura. Dacă vrei să slăbești, lasă-te de lucru. Dar muncim prea mult, gândim prea mult, vorbim prea mult, nu știm că avem niște limite sau știm și noi sărim peste limitele acestea. Dragilor, toată această problemă se poate rezolva, știți cum? Cu pricepere și înțelepciune de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea și priceperea, să o ceară. Amin. Dragilor, la un moment dat, într-o seară, și vreau să închei, vreau să închei pentru că să înțelegem foarte bine și Dumnezeu m-a trecut prin, prin situația asta ca să fiu un exemplu și eu să înțeleg, să înțeleg mai bine că noi oamenii avem o limită. Am avut la un moment dat o discuție cu cineva și mi-am dat seama că în discuția aia eu am sărit calul. Veneam într-o într seară spre Cluj și Duhul Domnului m -o cercetat acolo în mașină. Și mi-am dat seama că mi-am băgat nasul unde nu fierbe oala. Și chiar așa am stat de vorbă cu Dumnezeu. Dragilor, dimineața am pus mâna pe telefon și am scris un mesaj la persoana respectivă și am zis îmi pare rău, am sărit calul, mi-am băgat nasul unde nu a trebuit. Te rog, iartă-mă. Pentru că acolo Dumnezeu, în seara aia, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a descoperit faptul că noi oamenii avem niște limite. Indiferent în ce slujire suntem, indiferent unde facem parte, din ce biserică, în familiile noastre avem o limită. Și limita asta, dragilor, trebuie păstrată cu înțelepciunea și priceperea care ne-o dă Dumnezeu. Amin. Primul păcat, dragilor, despre care vreau să vorbesc în seara aceasta, este următorul. Neîmplinirea sarcinii primite de la Dumnezeu. Neîmplinirea sarcinii primite la Dumnezeu. Geneza, capitolul 2, versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Vin aici cu o întrebare. De cine trebuia să fie păzită acea grădină? Pentru că în momentul de față, pe pământ, nu mai era om. Să zici, bă, era un uhoț. Trebuia Adam să o păzească că Va veni cineva și va fura legumele și fructele din grădina respectivă. A fost doar el, Eva și ce mai era prin jurul lui. Până atunci, între animale și om, era o prietenie. Deci nu trebuia să, trebuia să o păzească din niște animale sălbatice. Totuși, de cine trebuia să fie păzită această grădină? De ce trebuia să fie păzită? Dragilor, cum au fost construite Edenul acesta? Vă puteți imagina următorul lucru. Gândiți-vă că vă aflați în mijlocul, unui, în mijlocul oceanului Atlantic. Chiar în mijloc. Și dacă vă întreb ce vezi în stânga, ce vezi în dreapta, apă, nu? Cam așa a fost și pământul. Pământul, odată cu căderea, cu căderea lui Lucifer, pământul deja a fost infectat de păcat. Pentru că Dumnezeu l-a creat fără păcat. Dumnezeu nu-i păcat. Dumnezeu nu-i spitește. L-a văzut, văzut, pe Adam și pe, și pe Eva și a zis, cu ăștia trebuie să fac ceva, pentru că nu-i pot lăsa așa. Și a creat Dumnezeu un loc special pentru ei. Și lui Adam îi spune următorul lucru. Păzește. El trebuia să vegheze. El trebuia să păzească asupra acelei grădini în care Dumnezeu, Dumnezeu l-a așezat. Iubiților, vreau să știți în după masa aceasta că Dumnezeu ne cheamă la veghere. Dumnezeu ne cheamă să păzim. Deci, ce să păzim? Haideți să vedem câteva exemple. De ce să ne păzim? În Matei, capitolul 7, Domnul Isus le spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. De astfel de oameni, voi trebuie să vă păziți. Voi trebuie să vă păziți, păziți de învățătura falsă. Voi trebuie să vă păziți de lăcomie. Voi trebuie să vă păziți de idoli. Cu alte cuvinte, toate acestea sunt lucrările celui rău și de astea trebuie să vă păziți. Sunt momente în care Dumnezeu îl păzește pe om. Tu, ca și om, ești păzit de Dumnezeu, de o boală. Dacă Dumnezeu vrea să te păzească te păzește de boala respectivă. Dacă Dumnezeu vrea să te păzească, El te păzește de un accident. Cel din spatele tău s-a făcut praf când tu ai trecut la milimetri, la milisecunde. Dumnezeu te poate, dragilor, feri de, nu știu, o, de un război, de un cutremur. Însă există un singur lucru pe care l-am înțeles în după masa asta. Sunt momente în care Dumnezeu stă și privește. La tine. Sunt momente în care Dumnezeu stă și se uită la tine. Într-o mână are planul A, într-o mână are planul, planul B. Stă și așteaptă să vadă și așteaptă să vadă ce faci. De multe ori am auzit expresia asta. Doamne păzește-ne de păcat. Dar oare Dumnezeu te păzește pe tine ca și om de păcat? Vreau să vă dau două exemple. Îi plină Biblia. Sunt multe exemple în care eu îl văd pe Dumnezeu că stă și privește la mine, la tine, în momentul în care tu stai față în față cu păcat. Vă aduceți aminte de tânărul Iosif, un om care l-a iubit, un copil care l-a iubit pe Dumnezeu, apoi a fost trădat de frații lui, apoi ajunge să fie sclav în Egipt, apoi ajunge mare în casa lui Potifar. La un moment dat, intră ciudata lui Potifar la el. Și acum aș vrea să vă spun următorul lucru. Eu, eu dacă aș fi fost Dumnezeu și slavă Domnului, că niciunul nu poate să fie ca el, eu acolo o trăzneam pe loc. Adică copilul ăsta care e curat, omul ăsta care e curat, omul ăsta care, care a făcut voia mea din fragedă pruncie, adică, cum să mergi tu să-l ispitești? Și era o mărturie, în primul rând pentru el, pentru Iosif, că Dumnezeu l-a oferit de păcat. Și era o mărturie și pentru Egipt, cât de mare e Dumnezeul lui Iosif. Dar îl văd pe Dumnezeu stând și privind au avut pentru Iosif un alt plan. Dacă Dumnezeu, Iosif ar fi păcătuit, ar fi avut alt plan. Planul B. Domnul a pus în practică planul A. Vă mai dau un exemplu. Cu toți îl cunoaștem pe David, omul lui Dumnezeu, om după placul lui Dumnezeu. La un moment dat, ăsta îi vine într-o, după masă, o idee să se urce sus pe casă să vadă cum se văd lucrurile de acolo. Știți cine era la câțiva metri după casa lui? O femeie frumoasă care făcea duș. Și acum eu vă întreb, de ce nu l-a Dumnezeu pe David să-i rupă un picior? Pentru că știa că va urca sus, o va vedea pe ea și știa ce se va întâmpla. Vedeți, dragilor, Dumnezeu ne pune să alegem. Și omul este cel care alege. Cum trăiește, cum vrea să trăiască în ceea ce privește păcatul. Este alegerea um, alegerea omului. Dragilor, am spus că Dumnezeu ne cheamă să păzim. Iosif acesta s-a păzit de păcat. Mai puțin David. În primul rând, dragilor, trebuie să ne păzim viața noastră, da? Și acum vreau să vorbesc din uh, din perspectiva unui bărbat, din perspectiva unui cap de familie, din perspectiva unui preot pe care Dumnezeu l-a așezat în familie. În primul rând, acest om trebuie să-și să păzească viața de păcat. A doua, a doua lucru, el trebuie să își păzească familia de păcat. El este acela care, 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 poate să, să creeze în familia lui o atmosferă de cer sau o atmosferă de iad. El este acela care poate să ajute uh, familia să nu meargă spre păcat. Și nu în ultimul rând, trebuie să păzească biserica de păcat. Pentru că Dumnezeu îți va cere socoteală pentru viața ta, dar și pentru viața celor din casa ta. Cum ai fost tu? cum te-ai comportat tu, ce au văzut cei din casa ta în tine. Și cine mai conduce și o biserică, Dumnezeu va cere socoteală. Și de ce în biserică? Pentru că trebuie să ne ferim de învățătură falsă. Trebuie să ne ferim ca învățătura falsă să nu ajungă în viața noastră, în familia noastră. Suntem responsabili, iubiți bărbați. Nu-i ușor să fii bărbat. Bine, nu-i nici greu. Dar nu-i ușor. Eram într-o perioadă plecat prin străinătate și, nou, mai veneam acasă destul de rar. Fiind acolo, la a stat toată lumea, te cunoști. Mă, de fiecare dată când vedeam pe câte unul cu câte un prunc în brață, mă, mă gândeam mă, ce curaj pe omul ăsta mă e ăsta destul de uh, maturizat maturi el în gândire, în trup. E ok, bun, îți place să ai copii, dar trebuie să nu uităm. Noi, ca și bărbați, avem o mare responsabilitate pe care o dă Dumnezeu. Și trebuie să avem grijă, să fim păzitori. Știți ce spunea la un moment dat reformatorul Ulrich Willing, un austriac. O trăit în anii 1500. Pe acolo, coleg cu Luther, de, Lu de, Martin Luther ați mai auzit. Nu s-au înțeles amândoi. La 14 probleme s-au înțeles. 14 proiecte le-au făcut în comun. Al 15-lea le-au despărțit, cina Domnului. Și omul acesta ajunge, ajunge preot destul de tânăr. Și spune un lucru foarte interesant. Faptul că eu sunt preot nu mi-aduce atât ta bucurie cât de multă întristare și frică și durere. Pentru că sunt conștient că într-o zi eu voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu de fiecare sânge vărsat a fiecărei oi care pleacă din locul acesta din cauza nevegherii mele. Fantastic! Omul acesta a înțeles că el trebuie să vegheze peste lucrarea pe care Dumnezeu i-a întrebuințat-o, peste lucrarea pe care Dumnezeu la pus. Iubiți și surori, Domnul să ne dea putere și înțelepciune să veghem. Să veghem asupra vieții noastre, să veghem asupra familiei noastre, să veghem, dragilor, pentru că cel rău are același scop pe care l-a avut și acum șase mii de ani. Să lovească și să distrugă familia. Dragilor, suntem responsabili de ceea ce Dumnezeu opus în noi și de ceea ce Dumnezeu ne dă. Nu numai pentru lucrarea Lui, ci pentru tot. Eram la un moment dat, la, mergeam la o rugăciune și luam din zona aia mea pe un frate și o zis, nu, hai să mergem. Ne-am întors și înapoi, pe drum, văd, văd o, domn doamnă într-un căruț cu rotile și face o toves pe femeia aia. Și am zis să o văd și -o am început, vai, Doamne, Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat, dar ce cu ea? face o și să vorbi. Nu, schimbă schimba câteva vorbe, nu știu ce, închide geamul, merge mai departe. Și o să o pe femeia aia. Dumnezeu i-a dat un dar de prorocie. A fost atenționată de câteva ori prin cuvânt profetic să întrebuințeze ceea ce Dumnezeu i-a dat. Și nu o vrut. Nu vreau să vă speriu acum, dar dacă cerem ceva de la Dumnezeu, Trebuie să fim conștienți că El ne dă, dar după aia suntem responsabili și trebuie să veghem asupra darului pe care El ne l-a dat. Da, uneori nu-i ușor să mergi și să spui la cineva ceva, dar trebuie făcut. Vă dau un exemplu. Iona. Știți ce a vrut omul ăsta să facă? A vrut, făcut voia Domnului. Predica voi predica cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis la Ninive. O zis, du-te că acolo am o lucrare cu tine. El s-a dus în altă parte. El l-a ales să meargă în altă parte. De teamă, de frică, nu știu. Dragilor, lucrarea lui Dumnezeu este atât de frumoasă și atât de plăcută dacă o înțelegem și dacă veghem asupra ei. Deci primul păcat sau unul dintre păcatele din grădina Eden Spuneam la început că sunt mai multe, dar doar trei, despre trei vor, voi vorbi în seara asta. Este acela, neîmplinirea sarcinii pe care Dumnezeu ți-o dat-o. Iubiți bărbați, deschideți-vă ochii, deschideți-vă mintea, pentru că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de ceea ce El ne-a dat. Dacă ți-o dat o soție, ești responsabil pentru soția respectivă. Să nu mă înțelegeți, nu faceți să faceți diferența între a fi responsabil și a aduce mântuire. Nu! Mântuirea e altceva. Dar trebuie să fii responsabil de ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat. Doi la mână. Modificarea poruncii lui Dumnezeu. Un nou păcat care l-am găsit în grădina Eden a fost acesta. Modificarea poruncii lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce spune Dumnezeu. Geneza, capitolul 2, versetul 17. Auziți ce spune, uh, ce spune Dumnezeu. Este vorba despre pomul din care Dumnezeu le-a interzis să nu mănânce și spune în felul următor. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Bun, lasă-l lasă, -l, lasă -l așa pe ecran. Să vedeți ce face Eva. Merge și schimbă ceea ce Dumnezeu o poruncit. Lasă-l ăsta pe ecran. Geneza, capitolul 3, versetul 3. Ajunge diavolul la Eva și o întreabă, oare chiar așa va fi, nu știu ce, nu știu ce, bla, 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 și spune la un moment dat Eva, auzi ce o zis Dumnezeu. Și acum vreau să vă citesc. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, până aici nu au greșit deloc, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el. Aș vrea să vă întreb, unde găsiți scris că Dumnezeu a zis să nu te atingi de el? Putea Adam să ia măr, păr, gutui, ce-o fi fost, fructul ăla, să-l pui el la Evan în mână, na, uită-te la el. Credeți că ar fi păcătuit? Nu, pentru că Dumnezeu nu o să nu te atingi de el. Ar fi putut să-l ia... Tu, hai să-l desfacem, să vedem ce e în el. Hai să-l desfacem, nu? Nu știu, ca Isa. Nu, no, dai pace. O zi să nu mâncăm. Și asta ar fi putut să o facă. Pentru că nu le o porunci Dumnezeu să nu, te... să nu se atingă de el. Însă vine Eva și modifică această poruncă. Vrea să-i arate șarpelui cât de periculos e pomul respectiv. Cât de periculos e dacă dacă, dacă, dacă te atingi de pomul respectiv. Asta face Eva. Adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mă duc mai departe. O zis că să nu se atingă de el ca să nu muriți și să oprește. Uitați ce spune Dumnezeu mai departe. Din el, în ziua în care vei mânca din el, vei muri și ce mai scrie acolo? Negreșit. Știți ce înseamnă asta? Prin negreșitul ăsta Dumnezeu a luat pixul, o semnat și o pus ștampilă, că așa se va întâmpla. Și ce a făcut Eva? O să mă, poate, poate, murim. Hai, mă, pun macul, mă, murim. Că poate se va îndura Dumnezeu și nu va fi chiar așa. Dragilor, uneori noi oamenii suntem experți în a lua și a scoate. În a adăuga. Pune, te rog, imaginea aia ce trebuia să o pui acum, dar știu că ați fost atenți la mine. Și nu -i, nu e o iluzie optică, nici nu vă pun să numărați cât e pătrate acolo, dar avem un pătrat negru. Și ce simbolizează pătratul acela? este perimetru și area, pe care, area în care Dumnezeu l-a așezat pe om. Și au zis, bă, dacă voi vreți să moșteniți viața veșnică, eu vă pun în locul acesta. Și aveți suficient loc să rămâneți în pătratul ăsta, să rămâneți în poruncile mele, să rămâneți în planul meu. O venit omul și s-a dus pe principiu că God is great, God is love, Dumnezeu te iubește, poți să faci ce vrei. Numai să vii să te închini oriunde, dacă poți să stai în mâini, în cap și Dumnezeu te iubește. Poți să trăiești viața cum vrei, poți să. Uh, poți să faci ce vrei, pentru că Dumnezeu te iartă. Și atunci, din pătratul ăla negru, știi ce a făcut omul? L-a extins. Și vreau să spun că atunci când, când, când un om extinde, scoate, nu face nimic decât să păcătuiască. Și așa ajung mulți din păcate. Dar vin alții. Și priviți, vă rog frumos, din nou la pătratul ăla negru. Și spun în felul următor, mă, noi atâta suntem dezmeriți, încât nu ne place. Haideți să mai strângem un pic. Și, din păcate, pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, își mai creează niște reguli care n-au nimic de a face nici cu Dumnezeu, nici cu porunca lui Dumnezeu. Crezând că dacă ei strâng acest perimetru, vor fi mai sfinți și mai plăcuți lui Dumnezeu. Vorbeam dată cu cineva și mi-au spus că, în urmă cu câțiva ani, într-o biserică, uitați, așa mi-au arătat dosare. Oamenii au făcut dosare cu reguli. Bine că eu am crezut, că... Am zis, bă, sper că glumești. Pe păi ce dosar mai mult îți străbă decât atâta? No, bun, l-am crezut, că aș că nu minte. Dragilor, să o spun pe românește, fie că lărgești calea, fie că o strâmtezi, e păcat. Dumnezeu a lăsat o lăsat-o așa cum o vrut El și tu așa trebuie să o duci cum vrei cum vrea Dumnezeu. Știți cât e de lată care calea, perimetrul ăsta, cât e de mare? Uitați, atât. Ca să vă faceți o idee, atât. Deci noi ca și oameni, aici trebuie să fim. Când piciorul nostru îi lângă, îi o problemă. Dar și când stăm și ne înghesuim așa, din nou e o problemă. Vreau să vă citesc un verset din Eclesiastru, capitolul 16. Asta să ce e cu pătratul la roșu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Și ce au vrut să demonstreze Eva? Cât de deșteaptă -i. Asta au vrut să demonstreze. Au vrut să facă un alt pas. Au vrut să strângă mai tare ceea ce perimetru pe care Dumnezeu i-l-a dat. Știți care a fost rezolvarea? Păcat. Spuneam la început că Dumnezeu ne cere nouă să cerem priceperea și înțelepciunea și Doamne ajută-ne să revenim după asta. Dragilor, știți cum se încheie Sfânta Scriptură? Să vedeți ce frumos se încheie Sfânta Scriptură. Capitolul 22 din Apocalipsa, versetul 18. Auziți! Mărturisesc oricui aude cuvintele prorocie din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, adică la ceea ce este scris în cartea asta, Dumnezeu îi va adăuga urgi scrise în cartea aceasta. Și continuă. Și dacă scoate cineva din cuvintele, cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cu alte cuvinte, vreau să rămânem în locul în care Dumnezeu ne-a pus. Pentru că el o știu destul de bine. Nu-l strâmta, nici nu-l micșora. Pentru că ai de-a face, nu cu mine, nu cu pătratele ce le-ai văzut acolo. Avem de-a face cuvântul lui Dumnezeu, care El este da și amin. El este lucrător. Dumnezeu e bun. Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e milos. Dumnezeu și drept. Și asta trebuie să înțelegem. Dumnezeu și drept. Îmi place așa de mult de, de, un, de un ortodox de treabă. Este vorba de, nu știu cum să pun accentul, Atanasie sau Atanasie? Nu știu. Omul ăsta a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu. Undeva prin anii 350. Într-o noapte, unui, unui prezbiter din Libia i-a trecut o prostie prin cap și-a gândit-o cu voce tare ziua următoare. Și-a spus omul ăsta în felul următor. Arie este chema în legătură cu întruparea Domnului Isus Hristos. Pentru că el a venit pe pământ, el a înțeles că Domnul Isus undeva nu a existat și nu m-a luat viață. Cu alte cuvinte, prin gândirea asta pe care el a o a avut-o, nu a făcut nimic altceva decât să, să despartă Sfânta Treime. Omul acesta, Atanasie, a fost exilat de vreo cinci ori. O luptat foarte mult. Și ultima dată când se întoarce în Constantinopol, el spune următorul lucru. În aceste 27 de cărți vorbea despre Noul Testament. Este singura învățătură adevărată găsită despre Evlavie. Nimeni să nu scoată sau să adauge. Extraordinar. Asta face un om care îl iubește pe Dumnezeu. Asta a făcut omul acesta, deși a trăit în 350, când creștinismul era prigonit. Ar fi putut foarte ușor să scoată, să introducă, să facă să fie bine. Dar Duhul Domnului a fost în el. Și Duhul Domnului a arătat dragoste față de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, vreau să trec mai departe. Am văzut că Eva, și acum să nu mă înțelegeți, doamnelor, că dau vina pe dumneavoastră, nu. Dar ea o încerca să modifice cuvântul lui Dumnezeu, crezând că e mai bine. Avem dreptul să modificăm orice în viețile noastre, să schimbăm orice în viețile noastre. Poți să schimb cariera, pot să schimb studiile, pot să-ți modifici planul de viață din punct de vedere alimentar, să devii vegan, în speranța că vei trezi Vei trăi 102 ani? Poți să faci orice. Dar cuvântul lui Dumnezeu, de El, nu ai voie să te apropii ca să-L modifici. Nu ai voie nici să adaugi, nici să scoți. Ați auzit ce a spus Eclesiastru. Rămâneți așa cum sunteți, pentru că Dumnezeu știe destul de bine de ce v-a creat atât spațiu în care să trăiți, să-L slăviți, să trăiți o viață spântă și plăcută Lui. Și ultimul lucru, dragilor, și... Mă voi apropia de încheiere. Este faptul că un nou păcat pe care l-am găsit eu în această grădină. Încercarea te a te face singur nevinovat. Încercarea de a te face singur nevinovat. Ori păcătuit. Și Dumnezeu, pe cine cheamă? Prima dată. Să fim foarte atenți. Știți pe cine? Pe Adam. Normal ar fi trebuit să o cheme pe Eva. Să-i spună, tu hai încoace, cu tine încep. Nu. Dumnezeu l-a chemat pe Adam. Din nou o dovadă că Adam a fost responsabil de ceea ce s-a petrecut în acea grădină. Adam era cel care trebuia să păzească totul. Și n-a făcut-o. Acum, noi am auzit și eu am auzit la rândul meu multe predici din acest text. Și majoritatea au predicat despre neascultare. De-aia nici nu l-am mai pus aici pe punct pentru că am știut că dumneavoastră știți că e vorba și de neascultare. Dar răsc câteva păcate pe care despre care n-am auzit să se vorbească. Bine, nu scrie și nu spune Domnul, nu spune Dumnezeu când îi cheamă, nu, haideți acum la judecată toți trei, hai dați în fața mea. Dar știu din cuvântul lui Dumnezeu ce vrea Dumnezeu de la tine ca și om. Și cu siguranță asta a vrut și de la această familie. Îl cheamă pe Adam și zice, hai încoace. Și ce face Adam? Vrea să fie curat. Și spune, femeia pe care mi-ai dat-o, tu. Ce ușor este să dai vina pe altcineva. Nu? Probabil dacă era ca și Petru, că știm noi că Petru era așa mai, mai arțăgos un pic, s-ar fi luat la ceartă cu el. Tot ce ți-am zis, eu să-mi faci femeie? Nu mă, stai că am văzut că nu-i bine să fii singur. Cumva ar fi dat vina pe Dumnezeu tot mai mult, ca el să fie curat. O cheamă înapoi pe, o cheabă pe Eva. Eva zice, Doamne, nu eu, adică eu, dar șarpele m-au amăgit. Vedem cum mingea este aruncat, mingea păcatului e aruncată dintr-o parte în alta. Știți ce vrea Dumnezeu de la noi în seara asta? Am cântat așa de mult, de frumos și ne-am închinat. Dumnezeu vrea în seara asta să nu facem ceea ce a făcut Adam și Eva. Să vină înaintea lui cu mingea păcatului și să spui, nu, uită, asta e. Asta am făcut. Spuneam la început că Dumnezeu vrea să dea o rezolvare și un răspuns, da. Dar atâta timp cât omul se ascunde, atâta timp cât omul pasează, nu eu, domnul, nu eu, Doamne, că șeful, șeful m-a opus. Nu o Doamne, că pastorul, nu că liderul de închinare, nu eu, Doamne, că primăria. Nu. Asta nu-i nu o atitudine pe care trebuie să o aibă un copil care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și întotdeauna trebuie să fii și să spui, poftim, ăsta zic, eu, asta-am făcut. Pentru că Dumnezeu e cel care are ochii. În Apocalipsa îmi spune că a focului Și el vede mai mult decât noi putem să vedem. O da vina unul pe altul. Vreau să spun câteva lucruri despre diavol. Pentru că diavolul e foarte șmecher. Și să vedem cum a acționat el în, planul, în, în familia asta. Și cum a reușit să distrugă familia asta. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare în parte, după chipul și astemânarea Lui. Dar nu suntem egali. Din punct de vedere al păcatului, da, toți suntem egali. Dar unul mai bun decât celălalt. Și Dumnezeu, diavolul o căutat în familia asta să vadă care e mai slăbuț un pic. Și acolo a acționat. S-a dus prima dată la intelectul Evei. Și-au văzut că reușit. Și după aia știți ce a făcut? S-a dus la sentimentele lui Adam. Și din nou a reușit. În primul rând, dragilor, scopul diavolului a fost să transforme privirea în poftă. Pentru că spune cuvântul, ea a văzut. După ce o văzut, diavolul asta a vrut să facă, să transforme privirea în poftă. Și au reușit. O vrut diavolul să transforme dorința în decizie. Pentru că, după ce o văzut, o poftit, o și luat. Și acum spuneam la început că putea să pună mâna pe el, că nu era păcat. Nici aici nu a fost păcat. Până când nu o mușcat din fructul respectiv. O vrut să transforme alegerea în robie. A mâncat. Cuvântul Domnului ne spune că. Cine păcătuiește și face planul diavolului, el este rob al păcatului, al, rob al celui necurat. Asta o reușit să facă, să facă diavolul cu Eva. O făcut-o roaba lui. Și apoi, o încercat diavolul să transforme păcatul, păcătosul, în ispititor. I-a dat. Poftim. Ați observat planul diavolului. Poftim. Să nu credeți că diavolul s-a schimbat. Nu s-a schimbat, chiar dacă a trecut atâta timp. De la Grădina Eden, mii de ani. Același plan îl are și astăzi diavolul cu omul, cu familia. Iubiților, trebuie, dragilor, să fim foarte atenți și să veghem asupra vieții noastre. Pentru că la asta ne cheamă, ne cheamă Dumnezeu. Sâmbăta trecută a fost vreme faină și nu, no, am făcut prin casă ce am putut să fac repede, să mă duc să-mi curăț mașina. Am aspirat-o frumos și mă duc și pun mâna pe flaconul cu soluția de bord ajung să mai pun de două ori picături pe burete. Și nu știu cum mă uit așa și scutur bine din sticla asta și parcă era cam lichid. M-am luat și m-am uitat atent. În loc să dau cu soluție de bord, am dat-o cu soluție de muște. <laughs> nu știam de ce nici o muscă nu era prin mașină, deși era cald. Am luat două două sticle, una cu soluție de bord și alta cu soluție de muște, să dau când o spăl. Aceeași culoare, aproape aceeași etichetă. Nu m-am uitat atent. Am văzut că e roșie, am luat, am pus mâna, gata, mă duc repede să termin. Știți când mi-am dat seama că am greșit? Când deja lucrul era gata. Așa, dragilor, face și diavolul uneori cu omul. Când omul nu e atent, pune mâna pe ceea ce e a diavolului. Ia soluția, dă frumos, cu burete și la un moment dat vede că nu-i luciu și nu-i mirosul care ar trebui să fie. Și îl face pe om să păcătuiască. Din atenție. Dragilor, vreau să închei. Pentru că am spus că în seara asta Dumnezeu vrea să ne vorbească și cred că ne-a vorbit. Dar în seara asta, Dumnezeu e pregătit să ia orice povoră și orice păcat cu care poate de multe ori te-ai jucat tu așa și ai dat-o în stânga și în dreapta. După masa asta, Dumnezeu vrea să-ți dea putere, ție ca și bărbat, să-ți păzești bine viața, să-ți păzești familia. Dumnezeu vrea să-ți dea putere și ție ca și femeie să ai grijă și tu de copiii tăi, în frică și în teamă de Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu îi cheamă pe toți trei și o să nu hai dați încoace să vă dau sentința. Lui Adam îi spune în felul următor. La un moment dat, Domnul afirmă acest lucru. Pământul este blestemat din cauza ta. Spini și mărăcini vor da. Când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat pe cruce, și ce au avut pe cap? Spune, stare, spini. Știți ce simbolizează spinul? Blestemul. Ca să înțelegem noi că ceea ce a făcut Adam a luat Dumnezeu și a pus pe capul lui Hristos ca noi să fim liberi. Pentru că predica asta nu pentru condamnarea nimănui. Predica asta, dragilor, e pentru zidire. Predica asta, dragilor, e pentru sfințenie. Atâta timp cât încă mai este har și încă este har. Acolo, în corona aia de spini, Domnul Iisus Hristos o luat ceea ce tu ai ascuns de atâta timp în viața ta și n-ai venit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea iertare. Dumnezeu vrea să ne dea izbăvire. Dumnezeu vrea să ne dea autoritate. Dumnezeu vrea să ne dea putere. Dar nu uitați, noi suntem cei care luăm, la un moment dat, decizii. Nu înseamnă că Dumnezeu nu ne iubește. Nu înseamnă că Dumnezeu ne-a ne părăsit. Nu. Dumnezeu stă și privește. Așa cum o privit spre, Ia, spre Iosif. Așa cum a privit spre, uh, spre David. Așa cum o privi pe Samson, sentimentul. Nu mă iubești. Tu nu mă iubești, mă minți. Spune-mi. Asta a făcut diavolul. L-a atins la sentiment. Și după câteva încercări, o reușit. Și s-a trezit Samson, omul lui Dumnezeu, cel, și fără putere. S-a trezit fără ochi și roba acolo câțiva ani la mora de măsline, de ulei de măsline. Pentru că nu a vegheat. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea o putere să veghem în seara asta. Dumnezeu vrea să ne dea tărie. Toate le are pregătite. Dar vrea o inimă curată și vrea o inimă sinceră. O inimă cu care s-a îndrăzneala la să vii. Uite, ăsta eu. Am strigat la ea, Doamne, soția mea. Tu mi-ai dat-o mai binecuvântat prin ea nu vreau să-ți reproșez cum a făcut Adam. M-a enervat, m-am enervat, am strigat la ea, te rog iartă-mă. Tu ca și soție, Doamne iartă-mă, că am zis că tătii ca mama sa. Asta trebuie să facem. Prin lucruri mici, să știți, că vine diavolul în familie ca să o distrugă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în această rugăciune... Uh, echipa de laudă și închinare haidea să mai cântăm un pic haidea să mai cântăm Aleluia cântarea aia frumoasă care spune că El e Domn și El are putere și El în veci domnește și haidea să ne închinăm și să ne, în timp ce ei cântă uh, cântarea asta, mai cânt o dată haidea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu sau dacă vrei să te rogi prin cântarea asta, roagă-te așa prin cântarea asta dar vreau să avem un timp de sinceritate cu Dumnezeu. Vreau să avem un timp în care să-i cerem la Dumnezeu ceea ce ne-a lipsit de atâta timp. Sau poate numai unora le-a lipsit. Priceperea și înțelepciunea. Știți ce au avut Iosif? Au avut pricepere și înțelepciune. O zis orice ar fi. Fug din fața lui asta când mă iau picioarele. Și Adam a fugit. Dacă nu a trebuit mai duceți aminte prima mea predică. Fuga e rușinoasă, dar sănătoasă. Adam e degeaba, ai fugit acum. Că e târziu. Haideți să ne, ne, închinăm Domnului prin cântare. Și în cântarea asta să ne rugăm Domnului, să venim înaintea Domnului, așa cum, Domnul, așa cum Duhul Sfânt îți vorbește. Îți convins că Domnul ți-a vorbit, mi-a vorbit mie și ți-a vorbit și ție. Și-ți convins că El mai are har tere și